Înainte, copiii mei! Tot înainte!" Capitanul Cracalia era chiar în spatele maiorului Șonțu. L-a văzut pe acesta oprindu-se brusc. Sângele a început să-i țâșnească din gât, mâna dreaptă în care ținea sabia i-a rămas o clipă nemișcată, apoi a căzut. Și maiorul s-a prăbușit cu fața în jos în pământul năclăit de sudoare și sânge. Soldații au înmărmurit, muriseră români în dreapta și în stânga lor. Acum le murise comandantul. Capitanul nu a stat mult pe gânduri. Smulse sabia din mâna încleștată a maiorului Șonțu și se repede înaintea trupelor. Înainte, copiii mei! Tot înainte! Încurajarea lui străbătu valea și soldații își reluară cu și mai multă înverșunare urcușul spre redută. De peste ziduri se abătea asupra lor o ploaie de gloanțe, obuze și moarte și capitanul a căzut secerat. Capitanul Leon Cracalia s-a născut la 6 iunie 1838 la Focșani. Intră în armată ca soldat la 17 ani în 1855. Dobândește gradul de sublocotenent în 1863 și 1871 pe cel de capitan. Moare pe 30 august 1877 la 39 de ani în timpul asediului redutei Grivița. Comanda compania a 3-a Soveja din cadrul regimentului 10 Dorobanți și nu a ezitat nicio secundă să se arunce în fruntea trupelor după moartea maiorului Gheorghe Șonțu. Soția sa, Eliza Cracalia, văduva capitanului, nu s-a mai recăsătorit niciodată. Chivu Stănescu, locotenent, comandantul companiei 1, preia conducerea batalionului. Efectivele suferiseră pierderi foarte mari. Soldații români erau expuși tirului armatei otomane și atinși de obuzele artileriei românești, care aveau tirul prea scurt. Recunoașterea din teren înaintea atacului a fost inexactă sau nu a existat. Datele arătau o redută cu 7-800 de metri mai aproape decât amplasamentul real. Armata română a rămas blocată într-o vale, care mai târziu avea să se numească Valea Plângerii, în amintirea jertfei soldaților români. Locotenentul Chivu Stănescu era fiul de țărani plugari. A intrat în armată în anul 1856 ca soldat. A avansat caporal în 6 luni, sergent după încă 6. A făcut parte 9 ani din compania sanitară, iar în 1866 este avansat sub locotenent și trecut la infanterie, unde a stat până în anul 1872. În acest an a fost înaintat în grad, locotenent, și mutat în orașul adjunct din Putna, apoi în Târgu Cucului din Râmnicu Sărat și de aici la Podul Turcului din Tecuci. A fost un ofițer cu respect față de îndatoririle sale ostășești. Era blând și era vesel. Noblețea caracterului său l-a aruncat în fața gloanțelor la 30 august 1877, când și-a asumat comanda batalionului 10 Dorobanți. Un glonte îl nimerește în picior. Își sfâșie batista și improvizează un pansament în jurul ranei și luptă mai departe. A reușit să ducă trupele până la șanțul din fața redutei. Soldații se avântară în șanț. Locotenentul Chivu Stănescu nu a mai apucat. A căzut lovit de un glonte în cap, strigând: "Mergeți tot înainte, băieți! Vin îndată și eu!" Nu a mai ajuns niciodată. Batalionul 10 Dorobanți pierduse 3 ofițeri și jumătate din efectiv. Al patrulea, care preia comanda batalionului, este locotenentul Grigore Gheorghevici, din compania 1. Regrupează oamenii și începe asaltul asupra redutei. Grigore Gheorghevici era născut în anul 1850. În 1867 intră în școala militară pe care o termină în 1871 cu gradul de sublocotenent. A fost repartizat la batalionul 2 Vânători, apoi a activat ca profesor la școala militară de infanterie și cavalerie, unde preda istoria românilor. În aprilie 1877 a fost avansat la gradul de locotenent. La 29 august 1877, aflat în tabăra de lângă câmpul de luptă de la Plevna, scria familiei: "Iubitele mele surori, iată-ne în fine, în fața cu inamicul. Vă scriu chiar din tabără. Astăzi suntem în ajunul unei mari bătălii, bătălia decisivă, de care depinde soarta țării întregi. Sau ieșim învingători, sau toți rămânem aici. De 3 zile, tunurile bombardează forturile turcești semănate înaintea Plevnei. Ieri a intrat în luptă divizia a 4-a. Mâine vom intra toți.
Avem multă speranță în Dumnezeu. Rugați-vă pentru reușita noastră. Primiți dar sărutările mele. Mamei îi sărut mâna, la prieteni complimente, vă doresc pe toți. Îmbrățișați asemenea pe toți copiii. Fiți cu curaj, cum sunt și eu. Nu vă întristați, pentru că luptăm cu toții pentru țară. Dumnezeu este mare și puternic, cu El dar înainte și vom învinge, desigur. La revedere! Grigore. A doua zi este lovit de un obuz, la coapsa dreaptă. Părăsește câmpul de luptă și este internat la spitalul din Turnu Măgurele, unde este îngrijit de sora sa, Aneta. Moare la 21 septembrie 1877. Avea 27 de ani. Este avansat post-mortem la gradul de capitan și decorat de domnitorul Carol I cu ordinul Steaua României. Batalionul 10 nu mai avea ofițeri și pierduse jumătate din oameni. Trupele fac juncțiunea cu soldații din batalionul 1 din regimentul 8 linie. Capitanul Walter Mărăcineanu și strigătul său, după mine băieți, străbăturândurile armatei române. Ostașii se avântară cu ultimele puteri spre reduta Grivița. Nicolae Walter Mărăcineanu s-a născut la Craiova la 30 mai 1840. Era singurul copil la părinți. S-a angajat în armată, ca voluntar, în 1858. Este avansat locotenent în 1861 și capitan în 1868. În 1877, i se încredințează comanda batalionului 1 din regimentul 8 linie, lupta alături de maiorul Gheorghe Șonțu, și după ce toți ofițerii batalionului 10 au pierit, strânge în jurul său resturile batalionului 10 și împreună cu trupele sale se aruncă asupra redutei Grivița, strigând, după mine băieți! Odată ajuns în vârf, înfige steagul regimentului 8 linie pe zidul redutei și strigă, trăiască România! Atât. Zeci de gloanțe s-au abătut asupra lui și a murit. Avea 37 de ani. Ziarul România Liberă din București scria, Mărăcineanu se luptă în primele rânduri, disprețuind moartea, sui în mijlocul unei ploi de gloanțe, dealul, și dânsul fu cel din tâi la întăritură, împlântând steagul. Trăiască România, fucea din urmă vorbă a capitanului Walter. Osemintele capitanului Mărăcineanu au rămas pe pământ străin, în Valea Plângerii. Batalionul 10 Dorobanți și batalionul 1 Infanterie nu mai aveau ofițeri, căzuseră la datorie. Comanda trupelor, rămase în viață, a fost preluată de un tânăr sergent, rănit la rândul său. Se numea Mauriciu Brociner. Sub comanda lui a fost cucerită reduta Grivița. Mauriciu Brociner s-a născut la Iași în anul 1854, din familie de evrei, bunicul său fiind rabinul Avraham David Brander. A beneficiat de o educație aleasă, a urmat cursurile școlii de comerț la Viena. În 1877, la 23 de ani, se înrolează voluntar în armata română și pleacă pe front. Este unul din cei 1000 de voluntari evrei care au luptat în războiul de independență. La acea dată, evreii din România nu aveau cetățenia română, nici drepturi civile, nefiind deci mobilizați în situații de război. Brociner, alături de alți 1000 de conaționali evrei, s-a înrolat ca soldat în armata română, deși avea o școală superioară de comerț absolvită la Viena, ceea ce i-ar fi dat dreptul unui grad de ofițer. Este rănit în 30 august 1877, dar nu se retrage de pe câmpul de luptă. După căderea capitanului Mărăcineanu, se avântă în fruntea trupelor rămase și îi încurajează și îndeamnă la luptă pe camarazii săi. Înfige steagul tricolor în vulful redutei ca semn al izbânzii. Mauriciu Brociner a fost decorat cu Ordinul Steaua României în grad de cavaler, Medalia Virtutea Militară clasa 1, Ordinul Rusesc Stanislav cu spade, a fost ulterior decorat de împăratul Franț Iosef cu Ordinul Franț Iosef și Ordinul Coroanei de Fier. Este avansat la gradul de sublocotenent în seara zilei de 30 august, când primul ministru Ion Brătianu l-a vizitat la spital. Acesta i-a spus, Domnule sublocotenent, frumoasă inaugurare a epoleților! Te felicit! Faci onoare neamului dumitale! Avansează în carieră până la gradul de colonel, intră în diplomație și este numit consul la Frankfurt
și până în anul 1908 îndeplinește funcția de administrator regal. Nu a putut fi avansat la gradul de general deoarece a refuzat să treacă la religia creștină. A murit la vârsta de 91 de ani la București în iulie 1946. Este înmormântat la cimitirul Filantropia. Este primul evreu român ajuns ofițer în armata română. După războiul de independență, domnitorul Carol I acordă cetățenia română celor 884 de evrei care au luptat alături de trupele române și au rămas în viață. În localitatea Grivița din Bulgaria s-a construit un mausoleu în memoria ostașilor români căzuți în războiul de independență. Guvernul bulgar a donat 36 de hectare de teren pe care s-a amenajat un parc memorial și un muzeu în care există uniforme românești originale, copii ale fanioanelor și steagurilor de luptă și alte obiecte folosite în război. Câteva străzi din sat poartă numele unor militari români, Maior Șonțu, soldat Grigore Ion. Divizia a patra a înregistrat la sfârșitul zilei de 30 august 1877 1327 de morți și răniți, din care 27 erau ofițeri. Și tot România Liberă scria la 3 septembrie 1877 următoarele: s-au luptat ca niște lei copiii Carpaților. Atât pentru astăzi, dragii mei. Reduta Grivița a fost cucerită cu prețul multor vieți. Soldații români care nu s-au mai întors niciodată acasă. Familii care și-au așteptat în zadar soții, copiii, frații, tații. Evenimentele istorice se reflectă în vieți ale unor oameni. Oameni ca noi, ca mine și ca tine. Dacă nu ați urmărit primul videoclip din seria Eroi, eroul războiului de independență, Maiorul Gheorghe Șonțu, vă invit să o faceți. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.